Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vă voi prezenta toate cele 10 cărți pe care le-am citit pe parcursul verii 2022. Pentru mine, numărul 10 este unul foarte mare, deoarece în această vară consider că mi-am făcut un record. Niciodată nu am citit atât de multe cărți într-un singur anotimp. Se vede că nu am avut școala și am avut timp liber pentru activitățile mele preferate. Ei, vorbind acum despre steluțe și câte steluțe am oferit cărților pe care le-am citit, mi le-am catalogat atât în mod digital cât și în mod real, în jurnalul meu de lectură. Voi inserta chiar acum un videoclip cum am creat paginile din jurnal și am scris doar titlul cărții și câte steluțe îi ofer. În așa mod, doar că mai complex, am folosit și aplicația Notion și am creat o pagină dedicată cărților. Cum puteți observa, mai jos am și un tabel care are titlul de Summer Books. Mai apoi, tabelul este împărțit în 4 categorii importante. Name, adică numele cărții, autorul cărții, câte stele ofer și dacă romanul este de la bibliotecă sau dacă este de la librărie. Așa că începem cu prima carte, Copacul Dorințelor, și voi insera o imagine cu coperta cărții. Este scrisă de Catherine Applegate, îi ofer 2 stele deoarece a fost o lectură interesantă, însă nu pe placul meu și este împrumutată de la bibliotecă. Mai apoi, următoarea carte este Păsările dintr-o bună zi. Mi-a plăcut această carte foarte mult, așa că îi ofer 5 steluțe din 5. Cred că pot să o pun în top 10 cărțile mele preferate, deoarece mi-a plăcut enorm de mult. Ok, următoarea carte este Codul Perfect. Dar mai întâi să vă spun că lângă mine am cărțile pe care le am în biblioteca mea personală sau care sunt de la bibliotecă și încă nu am reușit să le returnez. Codul Perfect este o carte super interesantă, îmi place și mi-a plăcut foarte mult. Este al doilea volum din Vânătorii de Cărți și această carte o recomand cu cea mai mare plăcere. A fost un roman foarte captivant, m-a ținut lângă el și am vrut din ce în ce mai tare să vreau să văd ce se întâmplă mai departe. Așa că îl recomand cu mare drag și este scris de Jennifer Chambliss Bertman. Următoarea carte este a doua din trilogia Tuturor băieților pe care i-am iubit. Această carte am citit-o la mare și mi-a plăcut foarte mult. Îi ofer 4 steluțe deoarece așteptam să fie mai interesantă decât este ea cu adevărat, însă următoarea carte din trilogie este cu mult mai super și face parte din cărțile populare de pe internet. Următoarea carte este de asemenea una din cadrul concursului Bătălia Cărților și mai exact Descântec pentru Lună. Toate că e un roman foarte scurt și are 116 pagini, a fost o carte foarte, foarte interesantă. Este una istorică și, dacă o puteți observa, este de la editura Arthur și este în colecția Violet History. Este vorba despre o fată dimineață însorită care a avut o viață nu tocmai liniștită. A fost și furată de către spanioli, a trăit foarte, foarte greu, totuși a reușit să se întoarcă la plaiul său natal. Dacă această carte primește 5 steluțe din 5 și este de la bibliotecă. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am în biblioteca mea proprie, însă o voi ține în memoria mea. Cartea pe care am citit este Mândrie și Prejudecată. Cartea mă așteptam să fie mai interesantă decât a fost și de aceea i-am oferit 4 steluțe. Mă așteptam să fie mai dinamică, să nu se repete atât de mult același moment, să nu se descrie câte 50 de pagini despre doar un eveniment. I-am oferit 4 steluțe deoarece sfârșitul a fost foarte impresionant. Mie mi-a plăcut foarte mult și cu toate că este un roman de dragoste, nu poți să te aștepți la un roman de dragoste să fie foarte dinamic ca unul de acțiune sau un roman fantastic. Totuși, dacă doriți o lectură relaxantă, vă îndemn să citiți cartea Mândrie și Prejudecată. Următoarea carte este al treilea și ultimul volum din trilogia Tuturor băieților pe care i-am iubit și mai ales Atavești Clara Jean.
Cartea i-am oferit 5 steluțe, de asemenea este scrisă de Jenny Han. Mi-a plăcut această carte deoarece parcă îi cunoșteam din ce în ce mai bine aceste personaje din carte, în vedere că citesc a treia carte despre acești oameni. Următoarea carte am avut-o în biblioteca mea de foarte mult timp, însă doar acum în această lună și în această vară am reușit să o citesc și este vorba de Sherlock Holmes, Un caz în roșu aprins. A fost o carte care am cumpărat-o deoarece mi-a plăcut foarte mult coperta și doream să citesc ceva misterios. Este cu adevărat o carte interesantă. I-am oferit 3 steluțe deoarece nu este pe stilul meu, însă o recomand cu plăcere. Următoarea carte este Războiul Solomonarilor. Această carte îi ofer din inima mea, din sufletul meu, 5 steluțe. Este de la bibliotecă și este scrisă de către Moni Stănilă. Mi-a plăcut foarte mult. Este un roman fantastic și nu mă așteptam să-mi placă atât, dar atât de mult. De asemenea, este de la concursul Bătălia Cărților și mare parte a trebuit să o citesc decât să fi vrut să citesc. Însă am dat peste o carte atât de interesantă, atât de captivantă și pe alocuri înfricoșătoare. Mi-a plăcut foarte mult de personajul Ionuț. Când citeam, nu-mi dădeam seama câtă bunătate poate încăpea într-un singur om. Și vă o recomand cu mare plăcere, mai ales că este scrisă de o autoare română. Ok, deci ultima carte pe care am citit-o în această vară este Prințul Nemilos de Holly Black. A fost o carte foarte populară, toți prietenii mei au citit-o majoritate, internetul fuia despre această carte și cu ocazia unui vlog pe care va fi postat pe canalul meu de YouTube, am citit și această carte. Mi-a plăcut foarte mult, îi ofer 4 steluțe doar din cauza că primele 100 de pagini au fost nu atât de interesante, însă după acțiune era foarte captivantă. Cartea aceasta m-a făcut să vreau să citesc și următoarea carte și știu că ele sunt o trilogie, așa că de-abia aștept să le am pe toate 3 în biblioteca mea. Acestea fiind spuse, mă bucur că ați fost alături de mine până la final. Eu de asemenea sunt foarte bucuroasă că am reușit în această vară să citesc 10 cărți și că mai ales toate 10 sunt niște titluri foarte, foarte reușite, oferindu-le 5-4 steluțe. Ne vedem data viitoare cu un alt vlog. Pa!